Așa cum trebuie să aș primi revedere, să s-o să merg. E gata de aprins. Da? Sigur că da, așa. Este un... Aia se face de o situație. Asta se face. Da, e plin de asupra. Și sus. Se vede tot de la, da? Așa. Ok. A. B. A. B. Vă zic că se vede problema. În ipoteză avem un triunghi de circular drept, un triunghi de cont circular drept, cu raza mare, raza mică, înălțimea. Volumul egal cu 20 de litri de apă. Nu, 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 cap 20 de litri de apă îngăreată. Îngăreată asta? Îngăreată e sub formă de triunghi de cont circular drept. Perfect. Și tu spuneai, Miruna, că e vorba de volum mare? Da, așa. Întrebarea ta îl găsești răspuns tot la tine, zic eu. Sigur că de volum. Ce anume? E vorba dacă pun acolo și se umplu caldare, să o umplu sau să o umplu, vă vedea. Și e vorba dacă fac volumul trunchiului. Da? Da? Și acum... Care e volumul? Volumul trunchiului de piramidă. Deci volumul trunchi piramidă. Egal cu? Pi h pe 3. Pi h supra 3. R la 2 plus R mic la 2 plus R mic. R majoră de mic, da? Și egal cu pi ori h. Adică ori 30. Ori 30. Ori 10. 30 pe 3 ori 10. Pe lângă R mare pe 4. 400. Exact. Plus 900, mai mic 900, nu? Nu, e 10. 10 plus 100. Plus iar mare ori mic, adică 30 ori. 200. 200, da. Și facem egal cu... 700, 7.000. Pe lângă? 700. 700. Da. 700.000. Și egal cu 7.000. 7.000. Scriem 4.000. Centimetri cubi. Centimetri cubi. Acum 20 de litri să asumăm în de în ce ați? Dacă un litru are egal cu un decimetru cub, înseamnă că 20 de litri egal cu 20 decimetri cub. Și când, cum ai avea, în centimetri? Adică mai jos cu una, adică încă... Mai mult sau mai puțin? Încă 30. Încă 30. Vor fi mai mulți. Centimetri cub. 20. Urmate 30 centimetri cubi. Deci 20 de mii de centimetri cubi. Da, încă. Acum, trebuie să vedem de 7.000 înmulțit cu 3,14. Da, 7 ori 3, 21. 3, 21, așa răzut. Da, 21. Nu, 7 ori 3, 7 ori 3, 3,14. Și aproximativ, egal cu 7.000. Cu 3,14. Și facem? 7 ori 4, 28. 7 ori 7, 3, 9. 7 ori 3, 21. Și avem... 21 ori, nu? Da, dar e virgula. Și acum punem... Virgula. Este 2. Și atunci... Face 21.980. 21.980. Centimetri. Da? Deci în cap, în cap. În cap. Concluzia este că în cap. Așa că, nu zicem așa, cu 20.000 e mai mic decât... Sau invers, da? 20.000 e mai mic decât 21.000. 980. Rezultă că
medii de 1980, deci rezultă. Da, 980, fără de rău. 11.000, 21.980, da? Așa. Rezultă că... Da. Este adevărat. Deci, cei 20 de litri, da, în călcarea aceasta de... Hai să facem. Dacă sunt interesante problemele astea. Rezultă că în cap, așa se da? Da. Întrebarea era în cap. Da, în cap. Spune, cum mai mic ăsta, deci în cap cei 20 de litri. În relatoare, ieși. Deci, altă problemă, da? Dar noi 10 la 112. Nu știu de fi conceptual, cred că e tot unde. Așa, alte elemente. Adică nu ar da eu, ipoteză. Da, zice, într-un grup de conceptual drept, avem R mare plus R mic. Deci, avem R mare plus R mic. Egal cu 14 cm. G mic. Și G mic. Generatoare. Generatoare cu G mic, nu cu G mare. Da, generatorul corului din care provine trunchiul. G mare, aici. Păi nu G mic. G mic, dar aici e la alea de la alea. Păi din generatoare, G mic aici. A, prin tot generator. G mic e calul 2. G mic e calul 17. În mod... G mic e a prima, adică generatoare trunchiului. Așa, da, pentru G mare și la... A, cu G mic, da, ca să nu fie nicio confuzie, și egal cu... 17 cm. Și H mic. Adică... 15 cm. Da, calculat. Aria laterală, da. Acum, da, area laterală, da? Area laterală, da? B, ier mare minus ier mic. Așa, și volum. Păi, asta e cum trebuie să ne ajută. Până, care laterală? Cine știe? Pi, G, pentru ier plus ier. Deci, area laterală, egal cu Pi, G. Pe lângă el mare plus el mic. El mare plus el mic. Așa o găsesc. G mare notat. Da. Da? G mic e notat aici. Păi, dacă e notat și cu G mic. Nu ce ai zis? Păi, lăsa-mă. G mic. 17 ori 14. 17 ori 14. Adică 238 pi. Adică, era una deja. El mare plus el mic e dat 14. Da? Ori 14. 238 pi. 238. R minus... R mare. Păi, generatoarea la a doua, egal cu H la a doua, plus R mare minus R mic, totul la a doua. Așa că... Deci, duc aici, perpendicular. Da. Din B, prim. Notăm cu O, aici O prima a fost așa. Notăm cu M, să zicem, perpendicular, da? Și aici apare M, B, R mare, minus R mic. Deci M, B, egal cu R mare, minus R mic. De acord? Da. Și nouă este, trebuie chiar M, B, R mare, minus R mic. În triunghiul, vom spune. În triunghiul B prim M B, azi e terul să vorbești, deci în triunghiul B prim M B prim M B, avem avem B prim B egal cu... Asta o știm. 17. B prim B egal cu G mic egal cu 17. B prim M că este înălțimea H și egală cât e cu 15 și mă aflu că e MB care este... Teorema lui Pitagora. Deci sunt și rezultă că e MB, Maria. Rezultă că e MB, adică din B prin B minus B prin B la a doua minus B prin B la a doua. B prin B la a doua minus pentru mine, la asta, și ca în distanță de radical din... Înseamnă...
prin B știu că este 16. 16 la 2. 16 la 2 minus 15 la 2. 15 la 2 și iată obținem. Radical din 289. 189, nu? 189. 289. 289 minus 225. Adică 64. Radical 64. 8. Deci, tocmai el mare din semnic, e în B, da? E în B, a zis că este la semnic și la U. Ba. Și volumul? Volumul. Maria, e cu egal cu? La volumul trunchiului, nu? Da. Pi H. H pe 3, până la R pătrat, plus R. R mare pătrat, plus R mic pătrat. Plus H. H o știm, că este... 5 ori aici, 5 ori. 5 pi, pe lângă. Nu știu, R mare și R mic. Cum s-a făcut de unde se cază pe R mare și pe R mic? Hai, mă gândesc. Poftim? Îi gândești, dar nu scrii, trebuie să știi soluția. Eu care scriu, am știut. Un pic, lasă, să vedem. Ce îți dau soluția? Uite aici, dar știi, ai R mare plus R mic. A, aveam R mare plus R mic egal cu 14 și R mare plus R mic egal cu 14 și R mare plus R mic egal cu 8. Dar nu? Este mai mare, da? Deci trebuia să mă uitați de el, că se dă el mare plus el mic și am aflat de el mare minus el mic. Autorul vă dirigează. Eu nu v-aș fi cerut el mare minus el mic. Și era volumul direct. Ca voi să fiți nevoiți să vă duceți pe el mare minus el mic. Deci dacă își rămâne etapa asta, aflând el mare minus el mic, făcea problema mai interesantă. Și apoi dus în gură în gură. Deci 2 R mare egal cu 22. Deci R mare egal cu 11. Iar R mic egal cu cât? 3. Și zic 11 la pătrat 121 plus 9 plus 33. Și este egal cu 5 pi pe lângă, 5 pi ori? 163 ori 5 163, și face? 215. 215. 815. 815. Da? Că aici este mulțit cu 5. Deci 815 pi. C din metri, ce spunem cu. Da. Hai să vedem încă o dată unde a fost dificultatea aici. N-a fost foarte drăguț eu. Deci ca să fost problema mai interesantă și să rămân cu un grup B. Și atunci voi erați nevoie să aveați el mare plus el mic. Și el mare plus el mic dat și de acolo tot vă place. Da. 13 de la 112, 13. Vă trunchi? Da, dar e interesant că verifică ceva acolo. Asta. Raza mică, raza mare și înălțimea unui trunchi de con circular drept au lungimile direct proporționale cu numele 2, 5, respectiv 3. Deci raza mică, mică. Raza mică. Raza mare și înălțimea. Deci așa, în ordinea asta. Raza mică, te. Raza mică. Raza mică, raza mare și înălțimea unui trunchi de con circular drept au lungimile direct proporționale. Deci direct proporționale. Cu numerele 2, 5, respectiv 3. Fiindcă volumul egal, V mare egal, 312 pi. Mai am și pe volumul egal pe 312 pi. Calculat, A mic, R mare, volumul, la punctul de coadă. Deci, ce-a numărul?
Deci calculul meu mare, iar mic, înălțimea, nu? Deci la volumul triunghiului de cont, înseamnă că volumul conului, după aceea, la B. După aia mai cere volumul de conului. Deci A, iar mare. Iar mare, la cine. La B, iarăși, V mare, volumul e la cine. Că la C zice, înălțimea conului. A, și C mic, înălțimea conului. A, și cont. Și aici volumul conului. Conului, sigur că atunci de cont nu știe, e zic că sunt mare, atât. Da, așa mă aștept. Și volumul conului să fie. Da. Bine. E mic și 2 egal cu e mare de 5 la 4, 3. Ce desenează? Desenează. Desenează. Deci ce să facem aici? Scriem atunci direct la proporționalitate. Deci, valorificăm informația din ipoteză și anume că aici sunt direct proporționale, ce înseamnă semnale echivalent cu ce anume? R mic pe 2. Așa. R mic pe 2 egal cu? Egal cu R mare pe 5. Și egal cu? H pe 3. H pe 3. Asta ar fi tare. Știu că volumul e prin forma volumului, da? Volumul egal cu? Prin H pe 3 pe lume la 2 plus R din la 2 plus R mai la 2 plus R din la 2. Plus R mare cu R mic, da? Așa? Și egal ca valoare cu? 13 pi. Pentru pi. Și cu ce pi? Așa. Și vom avea echivalent. Și prin 3 merge simplificat. Și prin 3. Prin 3. 3 cu 312. 312, nu? Că era din 2. Amplificăm cel mult. Aici e H pe 3. Și aici e 1. Nu, ziceam, nu merge 3 cu 312? Nu, nu e mulțit. Este egalitate aici. Și la egalitate trebuie să aducem la aceeași mitoză. Și atunci mulțim asta cu 3. Ca să fie 3 aici, vezi o amintoră. Deci vine H. Dacă ar fost înmulțit. H pe lângă el mare să trage. Plus el mic pe trage. Plus el mare ori fie el mic. Egal cu 3 ori 3 și 12, adică... 3 ori 2 și 6, 3 ori 1, 3. 936. 936. Da, da, nu știu ce mă gândesc. Da. Deci avem relația asta știută și la care am că R pe 2 egal cu R mare pe 5 și egal cu H pe 3. Asta e cele două relații. Având în vedere că 2 e egal cu 5 R. 2 e mare. Eu scoate pe R în funcție de R mic. Oh. Și pe H în funcție de R. Asta este... Așa, ba nu. Părerea ta și să încercăm să vedem cum o... Deci ar fi tot ori, mă duc tot un H. Sau tot un... Tot un R mare sau tot un R mic. Da, dar mai poate mai are și cineva. Da, o altă idee. Ai două... Mai aveți Adi? Că m-am zis să stau cu el. Păi neapărat. Adi? Ai altă idee? Cum facem? Cu cine se dă raportul ăla? Dacă-ți Maria? Cum făceam? Mai aveam un moment, Maria. Tot așa să zic. Haideți să mă dăm și un K, măi, copii. Va da de raportului. Și dau un K. Deci și din proporția asta, egalitatea asta și nu este egal cu un K. Da? Și atunci el mic e egal cu K. Și atunci el pe 2 egal cu K. E un el mic. Egal cu 2 K. Iar mare egal cu 5. Mă de ce? Egal cu 5 K. 5 K. 5 K și egal cu 3 K. H egal cu 3 K. Știind iar mare, iar mic și H. Nu vă rog. Ne ducem în formulă. Și aveam acum Maria. Te rog. Aici trebuie să se lângă 25 K. 3 K mic se lângă 25 K. Plus 4 K pătrat. Și plus Adi? Plus 5 al 2, 10 K pătrat. 10 K pătrat. Egal cu?
Și avem câți grade de K pătrat? 3. 9, 25 cu 4. 29. 9 și cu 10. 39. 9. 3K ori 39 K pătrat. Egal cu 9, 136. Da? 936. Adică? Dăm 3 faptul comun. Nu? 3. Să dăm 3 factori comun se dă dintr-o adunare sau o scădere din adunare? Adică împărțim totul la 3. Asta e altă poveste. Da. Deci împărțim totul la 3. Și de bine emoția? 39 ca la 3 ani. 39 ca la 3 egal cu Maria. Egal cu 32. 312. Mai mergem. Ca la 3 la 2. Prin 39. Deci împărțim totul prin 39. Și apare ca la 3 a egal cu 8. Ca la... A egal cu 2. Și dacă știu că ca egal cu 2, mă întorc și găsesc de mare și așa. R egal cu 4. El mare la 4, el mare la 5, 2, 10 și el la 6. Iată, el mic, el mare și H aflat. Autorul n-a vrut decât să găsim pe el mare. Da, noi ne-am facem volumul. Pierre la 2, H pe 3. Pierre la 2, H pe 3. Hai, care a fost H? Care e H? Adică, o aș cu la motor. Deci, volumul egal cu pi la 2 pi pier pătrat aș cu an știu cu an aș cu an iar mare este. Da, mai hașul de la cont. Nu are hașul la cont. Da. Păi H-ul de la cum e O oprim plus V oprim. Plus facem V-o. Raportul. Adică? V-a prim supra V-a egal cu V oprim supra V-o. Deci tu privești așa. Că, iată, dacă tu V e notat aici, și aici O, B, hai să da, iau pe partea asta, da? E bine, Adi? B de prim. O prim. Și am făcut exact secțiunea aceea. Da. Dar m-am dus mai până în centru, m-am dus cu triunghiul distorsional. Da. Așa avem la bună? Da, mă aștept la voi. O știm pe O prim, cu tine. O prim, o știm. E înălțimea, o știm și pe O B. Știm O B. Și pe da. Prim. O aducem înălțimea din B prin cu OB. Da. Ce o prim nu știu. Să desfacem conul. Să desfășurăm. La ce ne-am ajutat? Și pe OB, uși, nu? Da, știu, dar nu știu. Și pe OB, uși, nu? Da, știu, dar nu știu. Deci nu să... Dar avem voie să facem la faptul derivate? Totuși încerc la a doua H. Avem voie, nu? Sigur. La ce acum ne cere la școală? La ce? Cât era să mică? De ce ne cere la școală? La ce? Păi, interesant. Vei cere să afle volumul conului. Păi, dar să afle volumul conului? Oare asta? Mai volumul, ei zic. Vezi că e mare, dar nu zic. A volumul conului, sigur. A volumul, nu? Da. Înseamnă volumul... Volumul conului înseamnă volumul trunchiului plus pe
piramida aia de sus. Plus volumul corului mic. Da. Deci volumul corului mare înseamnă volumul trunchiului, plus volumul corului trunchiului știm. Și volumul corului mic cât ar fi? Pi... Câteodată H e pe acolo. Ia de H acolo. Câteodată e mare? 10. 10, da. Da, știți ce fac ăștia? Un pic, lăsați-mă, lăsați-mă, că o să aflăm ce fac ei, ce facem noi acum, un pic. Atenție mult, că nu lăsați-mă, lăsați-mă, că probleme sunt de probleme. Prin secționarea, am mai văzut, prin secționarea un plan a unei piramide, a unui corn, să obține un alt, un alt corn mai mic sau o altă piramidă mai mică, iar între ele, raportul ariilor laterale a volumilor, urmelor, deci a ariilor e egal cu pătratul raportului de asemănare, la volum e egal cu cubul raportului de asemănare. Deci, volumul corului mic supra volumul corului mare. Da? Deci volumul corului mic. Deci volumul corului mic. Supra volumul corului mare. Egal cu raportul de asemănare. La treia. Egal cu raportul de asemănare. Atenție. Raportul de asemănare din triunghiul ăsta. Adică cu el mic. Supra iar mare. Tot iar mic, iar mare? Sigur că da. De ce? Deci nu-i caul ăsta de aici de luna. Deci nu-i caul de aici. Da. Da? Deci e de vorba... Ăsta era... Și e mic, e 4. Deci e mic, iar mic este aflat de noi 4. Iar mare este 10. 4 pe 5. 5. Deci... Dar la cub. Raportul ăsta la cub, la volume. Totul la a treia. Și la a treia. Deci, vă spunem, volumul corn mic supra volumul corn mare. Egal cu raportul de asemănare. Dacă e vorba de generatoare la generatoare, te duci. Dacă e vorba de raze, ele ai raze, te duci. Dacă e vorba de înălțimi, atunci pe înălțim la cub. De ce la cub? Pentru că sunt cele trei mulțite, da? Și deci vine nu tot la cub, la ari merge la pătrat. Raportul de asemănare la pătrat. Deci aici e ca cu ier mic supra ier mare. Ier mic supra ier mare, totul la trei. Și e ca cu ier mic. Cât este? 4. Supra? 10. 10. Totul la 3. Aș face 2 pe 5. Totul la 3. Adică 8 supra 20. Și face 8 supra 125. Deci avem așa. Am să zic de mână. Motorul corului V1. Hai să mă dăm pe ala de sus și de sau V con V prima. Așa, bine. V con V prima mic supra V con mare cu mare, hai să zic așa. Egal cu iar mare 125. Ce ar însemna? Că 125 mai minunat. Hai să notez cu V1 aici, cu V2 aici, ca să nu mai e cu mai cu mic. V1 pe V2 egal cu pe 125. Ce ar însemna echivalent? Cu 125 V1 125 V1 egal cu V2. Îl aflăm. Și dacă aș mai avea o relație între V1 și V2, dacă aș mai avea, aș face un sistem între V1 și V2. Păi noi chiar putem să-l aflăm pe V1.
Pe B1 sau pe 2, nu știu cum. A, pe B2 putem să facem. Nu, pe B1. B1 e cont mic sau cont mare? Cont mic. Care-i trunchiul? Avem. Trunchiul e asta. Îl știm volumul. Da. Și așa cât e volumul. Așa. E volumul tot, scădem volumul ăsta și... Deci a doua relație care o scriem, este volumul 2, V2. Minus. V1, V2. Minus trunchi. V2 minus V1 egal cu V2 minus V1. Adică volumul mare a formului minus volumul corului mic egal cu volumul trunchi. Da? Volumul trunchi. Bun. Și acum, gata suntem. Gata suntem. Deci în clipa asta avem de rezolvat sistemul. 125. Hai să rezolvăm. 125 pe 1. Deci 125 de 1 este egal cu 8 V2. Și de resurs spun V2 minus V1. V2 minus V1 egal cu volumul trunchiului, care l-am aflat mai devreme. Asta e ilata, ce probleme? 312 pi. 312 pi, nu? Da, păi... Da, dar chiar e mai mare. Așa, întâmplător. 312 pi. Bun. Acum îl scoatem pe 2 funcții V1. Că noi trebuie să aflăm pe V2. Da. Dacă de, atunci îl scoatem pe V1. Ca să aflăm pe V2. Da? V1 de aici este, V1 este egal cu 8V2 supra 125 și înlocuim V2, V2 minus 8V2 supra 125 altei egal cu? Egal cu 125. 312 pi. Am înlocuit. Am înlocuit. Deci V2 egal cu 312 pi. Echivalent. Asupra aceeași metodă. 125. Și vine 125 minus 8. 1125. 100. Cât vine? 117. Deci 125 a pasat aceeași pitor. Păi din minus 8. A, minus 8. Așa, a, V2. Da. 125 minus 8 e 117. 117 V2. Este egal cu 312 ori 125. Și îl mulțim. Acum faci. Acum, 312 ori 125. 312 ori 125 egal cu 39 de mii. Să vedem că s-a împărțit printr-un 3. Împărțit la 116? 117? Nu, 19 de 116 egal cu 39 de mii. Deci, vezi 2 deodată. Vezi 2 este? 39 de mii spre 116. Mai da, hai să facem să mulțim acolo. Deci împărțim printr-un 3. Da? Pentru 3. Și vine 3 în 11 de 3 ori. 3 în 27 de 9 ori. 39 de 2 e egal cu o dată 0, 4, pi, ori 125. Sau mai e simplificat oare prin ceva? Nu, cu 1 și cu 2, 3 și 5, 8 nu merge, 1 și 4 face 5, deci prin 3 nu mai merge. Așa, dar V2, V2 este egal cu, lăsăm așa, 104 pi ori 125 supra 39. Da, ieșea 33, nu știu cât. Lăsăm așa, supra 39. Și am aflat volumul corului. La întrebarea volumul cor egal cu cine, răspundem, este 104 ori 125 pi, la fost la sfârșit.
Da. 139. Da. Și aș pune acum la fel de lucruri. E făcut, sigur că da. Asta a fost motivul. Deci autorul a dat mai întâi pe HV, cum să-l aflăm, din sistemul acela care s-a format. Și acum ne facem la volumul volumului care... La mare bație vă mulțumesc la 3. Exact. Adică fie pătrat ori exact. 3. Deci vom spune că... Pie pătrat. Pi, R mai pătrat, ori H supra 3, egal cu... Pi, R pătrat, 3, egal cu... Ce avem aici? 104, ori 125, pi, supra 39. Și acum e echivalent. U, pi, pi cu pi se duce, R este 10, parcă... 100. La pătrat 100. 100 ori. 100 H pe 3. 30 H. A, nu știu, 39. 3 cu 39. 3 cu 39, să prindu-mi simplificăm repede, egal cu 104. 125. Supra 39. Ce să știu? Împărțim printr-un 3. Face aici. Știi, îmi șterg din deasupra ipotelor. Și vreau să rămân ăsta. Atât partea asta de aici. Figurile alea în greșel? Ca la Nu, știi, vreau să discut un pic. Da, ziceți. Acum, deci până aici. Până aici, da. Deci avem relația asta în care mai putem simplifica la numitor pentru 3 testători și vine 100 H, da, o să zic 100 H, este egal cu 104 ori 125 supra 13. Așa vine. Dar nu mai merge prin 5 sus? Pentru un 5, de acord. Chiar prin 25. 25, da? 100 împărțit la 25 face 4. 4H. Egal cu 104. Ori 5. Ori 5. Da? Supra 13. Ce ce-am însemnat? Prin 4. Prin 4 faci egal cu 40 și egal cu 10. 4 faci egal cu 40. Da, 520 pe 13 pe 40. Așa, egal cu 40. Așa, faci egal cu 10. Și faci egal cu 10. Iată că am aflat pe așa. Hai să mai vedem dacă vreau a fost mușică. Dar nu-i sperează. Ei calculau H mic în final, da. Dar la punctul B dă același lucru. Și de volumul legii 312. Și nu volumul la corp îl vrea. Îl dă tot pe ăla din ipotenuză. Din ipotenuză. Da. Adică zice la punctul B că 312 e mai mic. Eu am ilustrat în frumusețea problemei pe partea asta. Da. Deci dă la corp. Nu știu. Da, da. Faptul că reușit să înțelegem că prin secționare raportul ariilor, adică au pătratul raportul de asemănare, adică area laterală a corului mic, supra area laterală a corului mare, adică au pătratul raportul de asemănare. Și depinde ce ai aici. Ai razile, ai înălțimile, ai generatoarele, pătratul raportului de asemănare pentru că la area laterală are ce se măsoară cu metru, la pătrat, este două dimensiuni. Și de aceea zice pătratul raportului de asemănare. La volume, volumul conului mic supra volumul conului mare egal cu raportul, pătratul, cubul raportului de asemănare.
cub, adică asta supra 2, asta supra 3. Lată tot la 3. Ei, spun că problema a fost interesantă, pentru că eu am mers V1 pe V2 egal cu raportul de asemănare 2V5 la 3A, dar mai trebuia încă o relație între V2 minus V1 e vorbul plâng. Și vorbim sistemul între V1 și V2, sistemul acesta de două relații, două ecuații. Da, și ce ați aflat? Nimeni nu aflat, de-aia e vorbit așa. Și am aflat, practic, volumul conului mare. Volumul conului mare este această valoare bună. Nu știu unde am scris-o, să aștept să întrebim. Iar am mulțit cu nu știu cine, nu știu cum, acolo, volumul conului mare. Și asta, 104-125 spre 39. Asta e volumul conului mare. Era. Dar dacă ești de aici, ai asta. Ai asta relație. Asta da, și eu n-am lucrat cu volume, le-am înlocuit în profesor. Cine înseamnă? Cine înseamnă volum conului mare? Pier, pătrat, de... De ce nu da la fel? De ce am ajuns la 10? Dar am ajuns la 10 supra pi. Da. Se simplifică pi. Ai văzut? E greșeală mică. Dar calculul în sine, ca să ne facem înapoi să lucrăm, cum ai zis tu, după ce ai făcut la poartele cele și tot să fie aș mic, aș mare puțin. 10 de să fie acum. Deci, sigur că mai muncit. Mă uitam să mă uit eu, sigur. Mai mult un pic. Da, nu, mi-e să vorbim mai puțin am muncit. Și acolo. Și mai ușor. Dar mai vorbim de pii și trebuie să am să mă uit eu. Dar te uiți să vezi despre eu. Așa. Deci asta merită să rețineți. Că asta se aplică și la piramide. Tot așa când secționăm, raportul dintre piramida mică și piramida mare, din care provine, e pătratul raportului de asemănare pentru are și cubul raportului de asemănare pentru volume. Problema 14 de la 113. Nu știu ce înseamnă, de cont, e tot cu cine de cont. Cu cine de cont, așa, dar ștergem mai ce am făcut noi. Deci 14 de la 113. Sunt direct.